Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea aici în studioul Europa FM. Salutări tuturor! Alături de mine este Alexandra Furnea, supraviețuitoare colectiv și este autoarea cărții apărute recent, Jurnalul lui 66, noaptea în care am ars. Alexandra, bună seara, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație. Descrii tu în această carte, Doamne, cât de tare doare cartea asta, Alexandra. Teribil doare. Descrii noaptea incendiului, experiența în Spitalul de Arș din București, consecințele corupției și nepăsării, așa cum tu însă ți scrii pe copertă. Și mai zici așa, am sperat că voi izbuti să vă fac să trăiți alături de mine ororile. Am citit cartea asta în câteva ore și am fost acolo. Doare foarte tare, dar adevărul e atât de prețios. M-ai dus acolo și în momentul acesta nu știu dacă îți pot adresa întrebarea ce ai trăit acolo, că am văzut și eu ce ai trăit acolo, stând lângă tine, dar neputând să fac nimic, asta e cumplit, citești. M-ai dus acolo, dar nu puteam să te ajut, deși tu strigai și pe câți i-ai strigat. Sunt foarte recunoscătoare că ești aici și sunt foarte recunoscătoare că am în fața mea un om atât de puternic. Ești atât de puternic, Alexandra. Mulțumesc tare mult. Ce ai trăit acolo și tu ai supraviețuit. E un miracol. Ce te-a ținut în viață, Alexandra? Pentru că ce descrii tu în cartea aia, eu n-am cuvinte, eu nu știu cum să spun mai mult decât ce ai scris tu acolo. E groaznic. Au fost multe momente în care am crezut că nu am să deschid ochii a doua zi dimineață. Multe momente în care am închis ochii și am spus un Tatăl nostru și am zis că dacă asta e noaptea în care mă duc, atunci măcar să aibă Dumnezeu grijă de mama și de sora mea care veneau în fiecare zi acolo și se străduiau să mă ajute să rămân om. Și cred că am supraviețuit datorită lor. Pentru că văzându-le cât se frământă și văzându-le cum suferă și văzându-le că nu vor să mă piardă, m-am ambiționat și chiar și în momentele în care îmi doream să încetez să mai respir, cum erau băițele, m-am agățat de dragostea pe care o aveam pentru ele și asta cred că m-a susținut în toate acele luni. Scrii despre teroarea băilor de la Spitalul de Arș din București, despre care ai și vorbit, băi pe viu, scrii că mor de durere și că simți că se va opri inima la un moment dat, mă agăț de lacrimi ca să rămân om, plâng ca să nu înnebunesc. Azi e luni. Se întâmpla asta luni dimineață, nu? Da. După weekend. Cum era atunci, măi, Alexandra, și cum puteai să duci durerea aia pe viu? Ultima băiță a săptămânii era de obicei vinerea. Și sâmbătă și duminică erau zile de pauză. Dar luni, pe la ora 6 dimineața fix, începeau băițele din noua săptămână care se ivea la orizont și încă de duminică seara atmosfera în saloane se schimba. Oamenii nu mai râdeau, nu se mai bucurau de prezența familiei, nu mai exista niciun fel de lumină la capătul tunelului, chiar și în acel întuneric. Erau momente în care izbuteau ai noștri să ne facă să râdem sau să ne facă să simțim și altceva decât durerea aceea groaznică. Dar duminică lucrurile se schimbau și nimic din ce ar fi făcut ai noștri și nimic din ce ne-ar fi spus nu mai conta, pentru că știam ce ne așteaptă. Și am și acum în fiecare luni, poate că nu
Poate că e greu de crezut. Dar și acum când mă trezesc luni dimineață și e trecut de ora 6, e 8 sau e 7 jumate și îmi dau seama că nu va fi o băiță, simt o imensă recunoștință pentru asta. Și mă bucur că am reușit să găsesc cuvintele să exprim acele momente, pentru că cred că e bine ca toată lumea să știe ce se poate întâmpla atunci când oamenii uită că sunt oameni și că au în mâinile lor viețile și integritatea sufletească a altor ființe până la urmă. Cei despre care scrii au niște nume fictive, tocmai pentru a încerca să-i protejezi, a fost dorința ta. Cum și-au pierdut omenia cei care ți-au făcut rău? Și mă refer la momentele în care descrii suferința pe care ai trăit-o din cauza altor oameni, pentru că putea fi altfel. Cred că din mai multe motive. Odată, cred că e dezumanizarea care domnește de mulți ani în sistemul medical din România, care se bazează și pe sărăcia lui până la urmă și pe faptul că este cel mai furat sistem din țară. Este, cum spun mulți, vaca de mulți a corupției din România. Și pentru ca ei să își justifice probabil cumva incapacitățile și limitele, se dezumanizează și atunci încetează să mai distingă rău de bine. Aceasta cred că e una dintre dimensiuni. Și o altă dimensiune în cazul specific al colectivului, cred că a fost și miza politică a celor zile și a celor luni, în care orice s-ar fi întâmplat, nu trebuia să iasă la iveală faptul că sistemul medical nu are tot ce-i trebuie, pentru că asta venea la pachet cu asumarea corupției și cu asumarea furtului din spitale și nu se putea întâmpla asta. Nu aveau voie să lase ca asta să iasă la iveală, să lase să iasă la iveală infecțiile nozocomiale care ne-au ucis și pe noi, dar au ucis atâția alții înaintea noastră și ucid în continuare oameni. Cum? Că tu nu te vindecai pentru că erai slabă, pentru că nu zâmbeai, da. Nu? Asta zicea? Dar mai zâmbește și tu, mai fată, că de asta nu se lipește pielea și nu te vindeci. Da. Că tu ești mereu depresivă sau nu mănânci suficient. Fii și tu mai optimistă. Da, nu dormeam pe partea pe care trebuie. Cum era să primești în calvarul acela, în chinul pe care îl trăiai, aceste vorbe? Inexplicabil. Nu, nici nu știai ce să crezi, pentru că în momente ca acelea, când ești mai vulnerabil decât poți să fii vreodată, îți dorești din tot sufletul să crezi că oamenii care au viața ta în mâini îți vor binele și fac tot ce trebuie ca să te salveze și fac tot ce pot ca să te salveze. Și ajungi să te învinovățești și tu, să crezi. Poate, că tu ești de vină. Poate așa e, poate e vina corpului meu. Că e prea bolnav, că e prea slab, poate că e vina felului în care dorm, poate că e faptul că nu pot să mănânc și realitatea este că nici nu aveai cum să mănânci, pentru că durerile erau cumplite, asta în primul rând, și în al doilea rând aveam febră pe tot parcursul zilei și al nopții, iar această febră era pusă pe seama de mirce. Orice, dar nu infecțiile. Probele erau mereu sterile, dar grefele se lizau. Probele erau mereu sterile, dar efectiv curgea uroi din rănile noastre. Probele erau mereu sterile, dar noi muream. Și sora mea știu de la început, ea a fost singura care mi-a spus: ești infectată, trebuie să pleci, nu e normal ce se întâmplă aici. Și au existat momente în care m-am certat cu ea, așa cum puteam să mă cert printre dureri și febră și lacrimi și stări și stări, luându-le apărarea și spunându-i că exagerează și că poate nu e chiar așa. Și când
am primit scrisoarea medicală de la spital, în care am văzut negru pe alb, pseudomonas rezistent, germeni multirezistenți, pentru că nu erau toți numiți. Am avut vreo 4 sau 5 microbi, dar unul singur a fost și numit, acel piocianic, renumitul pseudomonas multirezistent. Și mi-am dat seama dintr-o dată că toate acele antibiotice pe care le luam și care sunt numite last resort antibiotics în străinătate, pentru că se dau doar în cazul în care infecțiile sunt rezistente la orice altceva și nu le poate combate nimic, aveau rostul de a mă ține în viață și de a împiedica septicemia care bătea la ușă și de care am fost foarte apropiată, pentru că am avut inclusiv pe vârful cateterului, care e în artera principală, acel piocianic, deci m-a separat de moarte prin septicemie probabil o doză în plus de colistin. Scrii și te referi la spitalul de Arș ca la un spital leagăr. Vorbești de teama că ai să mor de durere în cadaver de când infirmiera încearcă să-ți desprindă pielea moartă de pe răni fără anestezie. Sunt sigură că mi se va opri inima. Cineva a anulat lumea, spui tu. Sistemul ne-a abandonat îndată ce am părăsit spitalul. Pentru că tu ai plecat, te-ai reinfectat, te-ai reîmbolnăvit, făceai din nou febră și avea grijă de tine cine? Mama ta. Da. Te-au lăsat în voia sorții. Poate că nici n-au crezut că vei supraviețui. Țin minte ca și cum ar fi fost ieri, că stăteam goală în cada verde și tocmai avusesem parte de băiță și a intrat la un moment dat o doamnă doctor în salonul de baie. Asta era pe la sfârșitul șederii mele în spitalul de Arș. Și mi-a aruncat o privire indiferentă spre scârbită, aș putea să zic, cu o expresie facială extrem de nemulțumită și a țipat în gura mare, peste umăr, cumva așa, fără să mi se adreseze mie. I-a țipat infirmierei care îmi făcea baie în ziua respectivă: de ce nu mă trimit acasă? Pentru că o să mă infectez și nu o să mai plec niciodată din spital. Și ei m-au trimis acasă cu răni deschise și cu aceste infecții în continuare în sistem, pentru că ele nu fuseseră. Îndată ce am încetat cura de antibiotice, microbii și-au reînceput activitatea, pentru că nu mai voiau să mai aibă de-a face cu mine. Voiau să bifeze că am fost externată și ei și-au făcut treaba, chiar au scris în acte vindecat chirurgical, ceea ce era departe de a fi adevăr. Eu am plecat cu suturi, cu răni care încă supurau și da, mi s-a explicat că trebuie să aibă mama mea grijă de mine și că așa cum mi-au făcut baie infirmierele în spital, poate să-mi facă și ea baie acasă în cadă. Și sărmana a încercat, dar rănile se măreau de la baie la baie și atunci într-un final am apelat la asistenta căreia îi datorez viața și care m-a salvat în acele zile, venind regulat, ca la propriul ei copil, și spălându-mă cu... Efectiv mă îmbăia în colistin, făcea diluție de colistin și mă spăla cu colistin. Și abia după aceea au început să se vindece rănile după ce s-a ocupat ea de mine. Piața Victoriei la Europa FM. Piața Victoriei și în studioul Europa FM este Alexandra Furnea, supraviețuitoare colectiv. De curând i-a apărut și cartea Jurnalul lui 66, Noaptea în care am ars. Vorbește Alexandra despre noaptea incendiului și experiența în spitalul de Arș din București. Te vindecă această carte, Alexandra? Nu știu dacă poate să mă vindece ceva până la capăt, dar cu siguranță contribuie la lucrarea vindecării și îmi oferă posibilitatea să mă distanțez puțin de acele momente.
când o văd pe un raft și văd că oamenii întind mâna spre ea și vor să ofere poveștii mele și poveștii colectiv un loc în casa lor, în biblioteca lor, îmi aduce un crumpei de vindecare și mă face să simt că totuși am găsit un sens pentru ceea ce s-a întâmplat. Cum ești tu acum? Ce-ți fac mâinile care au fost arse, spatele tău, capul? Cum ești? Plină de cicatrici, care trebuie îngrijite constant. Eu fac un soi de navetă între viața unui om, nu neapărat obișnuit, dar unui om care încearcă să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă un om obișnuit și un veșnic pacient care e cu trupul tot timpul under construction. Și e un stil de viață dificil, pentru că faci multe sacrificii ca să poți să pleci la tratament, să îți iei zilele acelea pentru tine, pentru trupul tău, pierzi zile de naștere, sărbători, aniversări în familie, ocazii pe care le-ai putea petrece altfel, vacanțe. Dar m-am obișnuit și am găsit în o formă proprie de normalitate, ca să zic așa. Câte zeci de operații ai până acum și ce mai urmează? M-am oprit din numărat la numărul 40 și nu cred că o să le mai număr de acum încolo. Urmează noi operații. Anual fac în jur de 2 sau 3 intervenții chirurgicale, o sesiune de recuperare mai consistentă și în rest, bineînțeles, îngrijirea de zi cu zi, care înseamnă masaj pe care mi-l fac singură, pentru că, din păcate, nu am unde să fac asta în România. Și veșnicele creme necesare pentru întreținerea pielii. Și, da, cam așa arată viața unui supraviețuitor. E peticită, picicoleacu, te mirce. Mergi în continuare în Germania? Da. De ce acolo sunt oameni și în România, nu? Cred că din foarte multe motive. Cred că noi încă ne vindecăm după ravagiile comunismului și nu am izbutit să înlăturăm această lepră a corupției din carnea noastră, din carnea acestui neam. Iar în Germania am avut un foarte mare noroc să găsesc o echipă medicală extrem de sufletistă, care a înțeles în clipa în care am ajuns la acea clinică că nu am nevoie doar de recuperare fizică, ci și de recuperare psihică și emoțională, pentru că ajunsesem într-o stare foarte proastă din acest punct de vedere și ei mi-au oferit o a doua șansă în viață, în sensul că mi-am dat seama că există totuși omenie pe lumea asta și există viață după o asemenea traumă. Și de aceea le-am și rămas loială și continui să merg acolo de câte ori îmi cere corpul și boala să fac asta. Tulburare de stres post-traumatic, nu? Asta ți-a spus terapeutul. Da. Revin coșmarurile? Se întâmplă să revină și cum te întorci aici, înapoi? Cum pleci de acolo? În primii ani au fost multe coșmaruri și se repeta în special unul care era atât un coșmar cât și un vis frumos. Începea cu noi toți în colectiv, într-o seară ca oricare alta, și recunoșteam rând pe rând pe Clau, pe Teo, pe Alex. Și se uitau la mine într-un fel anume, ca și cum, nu știu, privirile lor veneau de foarte departe, e foarte greu de explicat. Și vorbeam cu ei, dar cuvintele erau surde și ele păreau că vin de undeva de departe. Iar apoi începea să ardă
tavanul de obicei. Și îmi dădeam seama că trebuie să mă trezesc, că pot să mă trezesc și mă trezeam și trăiam cu suferința că i-am lăsat acolo. Acum, din fericire, nu mai am aceste coșmaruri recurente. În schimb, am flashback-uri care uneori sunt mai ușor de dus. Mi-e mai ușor să mă întorc în mine și să-mi spun: ești bine, ești în siguranță, nu se întâmplă acum, s-a întâmplat atunci și e doar o amintire. Alteori sunt mai greu de stăpânit. Am văzut recent un documentar la un post de televiziune belgian în care arătau o cadă pentru arși. Era o cadă din metal, nu știu exact din ce metal, dar deci nu semăna cu cada de la spitalul de arși, dar ideea aceea de cadă m-a întors acolo înapoi în zilele acelea și mi-am revenit destul de greu după, dar am devenit mai bună în a agoni fantomele. Și ești atât de puternică, de asta ai devenit mai bună. Sper că realizezi cât de puternică ești, Alexandra. De nevoie ca de bunăvoie, îmi place mie să zic. Cu ce vrei să rămânem din cartea ta? Ce vrei să ne transmiți? Care e mesajul? Aș vrea să avem puterea să reumanizăm societatea românească și să realizăm ce se poate întâmpla atunci când permitem corupției să se înstăpânească și când până la urmă poate nu ne facem până la capăt datoria de cetățeni. Nu ieșim la vot, nu facem bine acolo unde, nu știu, nu facem voluntariat, de exemplu, când nu facem tot ceea ce ține de noi să facem locul ăsta, țara asta, un loc mai bun. Și dorința mea cea mai mare asta este să contribui cu această poveste adevărată, cu povestea suferinței mele la reumanizarea României. Aș vrea să văd o Românie mai umană și mai asumată. E ceva ce le-ai transmite doctorilor, asistentelor, infirmierelor care ți-au făcut rău? Și fizic, și psihic? Mi-aduc aminte de scena cu degetul tău mutilat, pur și simplu. Care te-au jignit? Ce le-ai spune? Mi-ar plăcea să citească această carte și dacă nu pentru cei pentru care au depus un jurământ, măcar pentru sufletul lor, să încerce să vadă consecințele deciziilor lor și ale lipsei lor de omenie prin ochii persoanei care le trece prin mâini. Și uneori mă trezesc cu gândul că i-am iertat și că nu vreau să mă leg prin ură de ceea ce e urât în ei ca oameni. Alteori mi-e mai greu să gândesc așa, dar sper să găsească o cale să iasă din acel întuneric și să-și dea seama ce miracol este totuși că au făcut o școală care le permite să salveze și în ultimul moment să aleagă să salveze în loc să condamne. Asta mi-aș dori pentru ei. Nu le doresc răul absolut deloc, chiar speranța mea este că vor găsi o cale și vom găsi cu toții o cale împreună să ieșim din acest întuneric al dezumanizării și să încetăm să ne mai facem rău și să le facem rău și altora. Le transmitem celor care ne ascultă și care ne văd pe pagina de Facebook Europa FM că pot intra în direct cu noi. Dacă aveți mesaje pentru Alexandra, Alexandra Furnea este în studioul nostru, sau dacă vreți să o întrebați ceva, o puteți face. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi.
În cartea Alexandra pomenești la un moment dat că erai încumpănă. Erai așa cu un picior între viață și moarte și îți treceau prin minte fel și fel de gânduri. Cum ai găsit sensul atunci? Ce te-a ținut vie și puternică? Da, acela cred că rămâne unul dintre cele mai întunecate momente ale vieții mele și sper să nu mai ajung vreodată să am asemenea gânduri, deși uneori e greu. M-a ținut în viață, nu știu dacă pot să o numesc o coincidență, nu cred că a fost o coincidență, cred că așa a vrut Dumnezeu, că atunci când mi-am pus căștile pe urechi și am dat play, MP3 playerului să ascult piesa celor de la GTG Atonement. Și versurile ei m-au readus cu picioarele pe pământ și mi-am dat seama că dacă prietenii mei și oamenii aceia nu au avut această șansă la viață și sunt convinsă că și-ar fi dorit-o, pentru că știu dintre ei care plănuiau să aibă un copil, de exemplu, plănuiau să se căsătorească, plănuiau să intre la o facultate. Dacă ei nu au avut șansa aceea ca eu să îmi bat joc de ea în felul acela, ar fi fost un foarte mare păcat și o insultă la adresa lor și a suferinței lor. Și asta m-a mobilizat și încă de atunci mi-am spus că vreau să fac ceva pentru ca povestea noastră și povestea lor să nu rămână nespusă, pentru că Delia, fata din carte, care a murit lângă mine, mi-a rămas în suflet într-un mod greu de descris și în acele zile mi-am zis că am să fac ceva pentru ca durerea ei să nu fie uitată și a noastră, a celor care am trăit printr-un hazard, cred. Intrăm în direct cu ascultătorii Europa FM. Alexandra Furnea este în studioul nostru, supraviețuitoare colectiv și autoarea cărții Jurnalului 66, Noaptea în care am ars. Intrăm în direct cu ascultătorii noștri. Bună seara! Dacă ne auziți. Bună seara! Bună seara! Bună seara. Vă ascultăm! Mă auziți? Da, da! Vlad mă numesc. Mă cunosc cu Alexandra, bună Alexandra. Mă cunosc cu Alexandra dinainte să se întâmple tragedia asta, mă rog, dintr-un cerc de prieteni comun. Tot ce vreau să transmit este că nu cred că există cuvinte să descrie puterea pe care a avut-o și curajul pe care l-ai avut în toată povestea asta atât de tristă. Și o singură întrebare, aș avea dacă vreunul dintre cei care ți-au făcut rău au avut măcar a suta paște de curaj să-și ceară scuze sau să se contacteze, să încerce să repare în vreun fel. Mulțumim tare mult, Vlad. Mulțumim pentru întrebare, mulțumim pentru că ești cu noi. Și-a cerut cineva scuze, Alexandra? Mulțumesc, Vlad, pentru întrebare. Nu. Nimeni? Nu. Nu, dar eu cred că liniștea aceasta are un tâlc. Și cred că e exact ceea ce lucrul acela care confirmă adevărul cărții până la capăt. Faptul că nu a ieșit nimeni să spună vreun cuvânt sau să mă contacteze sau măcar să argumenteze într-un fel sau altul. Ni se alătură încă un ascultător, Europa FM. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ascultăm radioul puțin mai încet, vă rog. Dar dar n-am radio, nu vreau să ascultăm. Nu, vorbim doar în telefon. Bună seara și multă sănătate și tot respectul invitatei noastre. În fiecare an de 30 octombrie plâng de numai. Ok, întrebare. Spre rușinea mea, nu știu cum se cheamă cartea și nu știu de unde să o cumpăr. Din librării, o găsiți oriunde. Așa ar trebui. Așa, se numește... Jurnalul lui 66. Jurnalul 66. Noaptea așa, în care am ars. Și a doua întrebare, că știu că mai e lume pe, la rând. Alexandra, mai știi ceva de găluț? Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi.
dacă mai știi ceva și dacă poți spune ceva despre Andrei Găluț. Cred că e ca noi toți, cu tratamente și cu acest stil de a-și trăi viața under construction. Dar cel mai bine cred că poate el să-și spună povestea și cred că fiecare dintre noi are un ritm propriu. Sigur. În care ajunge la cuvinte și cel mai corect e să așteptăm să-și spună el singur povestea și să ne spună el cum e. Uh-huh. Mergem la altcineva în aceste momente în direct cu noi. Bună seara! Dacă ne auziți. Hello. Bună seara, vă ascultăm! Mă auziți? Da, da, vă auzim foarte bine, vă rog. Bună seara, sunt destul de emoționată. Mă scuzați. În primul rând vreau să o felicit pe Alexandra. Și aș vrea doar să o întrebare. Da. Simți cumva nevoia, Alexandra, să te răzbun pe sistemul ăsta? Mulțumim mult pentru că ați spus cu noi. Pentru că vreau să vă spun, da. Eu, în perioada în care, în colectiva ARS, eu am învățat să trăiesc mai mult decât trebuie. Și am ieșit în stradă, și deși nu eram în România pe atunci, am ieșit în stradă pentru că și mă doare în suflet, colectivul a mișcat ceva. Și aș vrea, nu știu, poate cer mult, poate o întreb drăguța prea mult pe ea și nu pot să răspundă, dar simți nevoia să te răzbun pe cineva după tot ce s-a întâmplat acum? Mulțumim mult pentru că ați fost cu noi. Răzbunarea, cred că e... Mulțumesc tare mult pentru întrebare. Nu, răzbunarea e un lucru așa de urât. Dacă aș fi vrut să mă răzbun, aș fi dat nume și aș fi procedat probabil altfel, dar eu vreau să ne vindecăm, nu vreau să ne răzbunăm. Și nu cred că răzbunarea vindecă, nu cred că ea construiește ceva, cred că doar distruge și adaugă și mai mult rău acolo unde deja există foarte mult rău. Scrii tu, Alexandra, că ardem deși am părăsit clubul, dar vorbești și despre oameni excepție care fac ca sistemul să nu se prăbușească de tot și că pretutindeni mai găsești cât un astfel de om excepție, de obicei ascuns între ceilalți, spui tu, deseori e persecutat sau ignorat. Mai avem, cred că, 2 minute la dispoziție. Spune-le ceva oamenilor acestora. Eu cred că sunt mulți. În primul rând vreau să le mulțumesc. Și vreau să le spun că le sunt recunoscătoare tuturor celor, în special celor din carte, ale căror nume nu le-am dat, dar care cred că se știu. Și tuturor celor care sunt acolo pe frontul binelui și luptă pentru bine, aș vrea să le spun că nu sunt singuri și că, deși poate cred că nu și deși poate la sfârșitul zilei se simt copleșiți și cred că ar trebui să renunțe, ceea ce fac ei și destinul pe care și l-au asumat contează. Contează și că trebuie să continue să fie oameni excepție. Un minut. Ce planuri ai? Ce vrei să mai faci? Să scriu. Vreau să-mi găsesc puterea să scriu și altceva. Să public odată romanul acela de dragoste la care lucrez, de cine știe când și... Poate niște povești scurte, niște povestiri scurte. Asta îmi doresc foarte tare, să izbutesc să mă liniștesc suficient de mult încât să mă așez la calculator și să iasă din sufletul meu și o poveste mai frumoasă și mai... Și de data asta ficțiune. Sper să fie ficțiune. Și să te iubești. Da. Neapărat. Mulțumim tare mult, Alexandra. Sănătate multă, să fie bine și te mai așteptăm în studioul Europa FM. Mulțumesc tare mult. Mulțumim frumos, Alexandra Furnea, supraviețuitoare colectivă, a fost alături de noi, autoarea cărții Jurnalului 66, Noaptea în care am ars. Ne revedem săptămâna viitoare, luni, nu plecați. Urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.